Bună ziua, să ne spuneți când putem începe. Vă mulțumim. Bună seara, de fapt. A mai avut loc o reuniune a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. Guvernul, instituțiile implicate, conducătorii de instituții sunt mobilizați. Urmărim toate desfășurările și încercăm zi de zi să luăm cele mai bune măsuri pentru a putea face față oricărei situații. Astăzi am avut o discuție legată de mai multe subiecte. Sigur, am luat decizia care vă va fi prezentată de domnul ministru împreună cu toate celelalte decizii ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență, decizia de suspendare a cursurilor în învățământul preuniversitar pe o perioadă limitată, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluțiile care apar. Este vorba de perioada 11 martie, 22 martie inclusiv. Vreau să accentuez că această măsură este o măsură cu caracter preventiv. La baza acestei decizii au stat mai multe considerații. Primul argument este legat de o creștere estimată a riscului de intrare în țară a unor persoane care vin din zone cu o largă răspândire a epidemiei. Se știe foarte clar că avem informații despre foarte mulți cetățeni români care, în momentul în care au aflat din presă anterior emiterii deciziei guvernului italian despre posibilitatea închiderii Lombardiei, și-au făcut bagajele și se pare că mulți au pornit înspre România. Din acest motiv, considerăm că există un risc crescut și aici am discutat de întărirea unor măsuri la graniță, astfel încât să avem capacitatea de a putea lua cele mai bune decizii privitoare la cetățeni în funcție de locul din care vin, respectiv decizia fie de intrare în carantină, fie de izolare la domiciliu, astfel încât să putem să împiedicăm o mișcare în locuri publice a unor persoane care, asupra cărora există risc de contaminare. De asemenea, decizia este luată pe o perioadă relativ scurtă de timp, este vorba practic de 8 zile de curs. Vrem să și vedem evoluția în ceea ce privește numărul de diagnostice, evoluția din mai multe puncte de vedere și grija noastră principală este aceea de a-i feri pe copii, pe elevi, de orice risc de contaminare, risc care ar putea apărea în cadrul cursurilor care se organizează la școală. De asemenea, am luat măsuri de întărire a controlului la graniță. Aici vă va prezenta domnul ministru de interne și domnul ministru al transporturilor deciziile și rațiunile care au stat la baza deciziei unui control mai strict pe rutier și pe feroviar. Știți foarte bine că ieri am luat decizia de suspendare a zborurilor și astăzi, în urma unei analize a bazei legale și a situației transportului rutier și feroviar, am luat decizii legate de transportul rutier și feroviar. Sigur, de asemenea, am analizat mai în detaliu diferite proceduri, diferite mecanisme prin care să reducem pe cât posibil riscul de contaminare. De la modul în care funcționează izolarea la domiciliu, modul în care se efectuează ancheta epidemiologică, cine sunt subiecții anchetei epidemiologice, cum putem crește numărul de
medici implicați în anchetele epidemiologice. De asemenea, am avut o discuție legată de creșterea capacității de diagnosticare și implicit a timpului necesar pentru punerea unui diagnostic pentru o persoană de la care se prelevează probe. De asemenea, am avut discuții legate de situația stocurilor, cum am spus, aprovizionarea cu materiale, echipamente, substanțe necesare pentru combaterea virusului cu COVID-19. Repet îndemnul care l-am făcut cu orice ocazie, îndemn la calm, la un comportament rațional, la responsabilitate individuală. Fiecare dintre cetățenii români pot, printr-o conduită adecvată pe care noi încercăm să o determinăm prin recomandările pe care le formulăm, să contribuie la reducerea riscurilor de contaminare altor cetățeni cu acest virus și la menținerea sub control a numărului de cazuri care apar. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor cetățenilor români, în special din Italia, dar nu numai, care au ascultat sugestiile noastre și care au respectat ceea ce i-am rugat, și anume să nu vină, dacă nu au un motiv foarte serios, în țară, pentru a nu-și expune persoanele apropiate, rudele, prietenii, colegii, riscului de contaminare. Suntem practic mobilizați la maximum. Încheie această intervenție prin a face un apel către ceilalți lideri politici foarte serios. Acest subiect nu este un subiect politic. Acest subiect vizează sănătatea, viața oamenilor. Nu pot fi de acord ca pe subiectul coronavirus să se facă jocuri politice, calcule politice, unii să încerce să câștige capital politic, pentru că din astfel de atitudini politicianiste nu există decât riscul de a se prezenta informații eronate, de a se crea o percepție incorrectă asupra evoluției normale, firești, a tuturor fenomenelor legate de coronavirus. Îl invit pe domnul ministru Marcel Vela să dea citire deciziilor care au fost luate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență astăzi. Bună seara! Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a adoptat hotărârea numărul 6 din 4 martie 2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus. Nu o să vă citesc preambulul hotărârii, cel care face trimitere la acte normative care dau argumentele necesare pentru adoptarea unei asemenea decizii, și vă citesc direct hotărârea. Așadar, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se aprobă suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar, începând din data de 11 martie 2020 până în data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației. Articolul 2. Se aprobă suspendarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate, regulate speciale și ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia și din Italia spre România, începând cu data de 10.03.2020, ora 12, până în data de 31.03.2020, ora 12, ora României. Aliniatul 2. Operatorii de transport rutier care efectuează servicii regulate, regulate speciale și servicii ocazionale care tranzitează Italia au obligația de a comunica cetățenilor români care se vor îmbarca din Italia către România faptul că vor intra în carantină sau autoizolare pe teritoriul României
și își vor asuma responsabilitatea prin completarea unei declarații pe propria răspundere la îmbarcarea în autobuz. Articolul 3, aliniatul 1. Se aprobă suspendarea sau, după caz, interzicerea introducerii de către operatorii feroviari de transport călători de noi trenuri directe spre Italia și dinspre Italia spre România, începând cu data de 12 martie 2020, ora 12, până la data de 31 martie 2020, ora 12, ora României. Aliniatul 2. Operatorii feroviari au obligația de a afișa la bordul trenurilor și de a distribui materiale tipărite care să aducă la cunoștința călătorilor faptul că cetățenii români care se vor îmbarca venind din Italia către România vor intra în carantină sau autoizolare pe teritoriul României și își vor asuma această responsabilitate prin completarea unei declarații pe proprie răspundere la urcarea în tren. Aliniatul 3. Operatorii feroviari au obligația de a înștiința cetățenii străini că acestora nu li se va permite trecerea frontierei României dacă vin cu escală din Italia. Articolul 4. Se aprobă sistarea programelor de studii privind schimbul de experiență până la data de 31 martie 2020 cu posibilitatea de prelungire dacă acestea nu au fost începute până la data prezentei hotărâri. Articolul 5. Se aprobă suspendarea până la 31 martie 2020 a stagiilor în spitale pentru cursanții școlilor post-liceale sanitare. Articolul 6. Se aprobă instituirea obligației pentru unitățile de alimentație publică, de exemplu, hipermarket, supermarket, market, magazine de cartier, etc., de a lua măsuri în privința dezinfecția frecventă a suprafețelor expuse, cărucioare, balustrade, coșuri de cumpărături, clanțe de uși, butoane de la lifturi, grupuri sanitare, etc., cât și instituirea de măsuri privind evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat, în toate spațiile comerciale. Această măsură se va implementa pe baza recomandărilor Ministerului Sănătății în termen de 48 de ore de la adoptarea prezentei hotărâri. Articolul 7. Se aprobă desfășurarea reuniunilor cu un număr de sub 200 de persoane fără avizul DSP, Direcțiilor de Sănătate Publică. Articolul 8. Furnizorii publici și privați de transport de persoane sunt obligați să efectueze dezinfectarea frecventă a spațiului, de exemplu, bare și suporți de susținere, uși, scaune, etc., de preferat la finalizarea traseului. Articolul 9. Toate instituțiile publice și private au obligația de a asigura la toalete material destinat igienei personale, săpun, prosoape de hârtie, uscătoare de mâini, dezinfecția frecventă a clanțelor, ușilor, precum și a altor suprafețe expuse, gen mese de conferințe, birouri, balustrade, butoane de la lifturi, etc. Articolul 10. Se vor transmite circulare către toate instituțiile publice și private în vederea analizării posibilității desfășurării muncii la domiciliu pentru o parte din personal în temeiul dispozițiilor articolului 108-110 din legea 53/2003, Codul Muncii, coroborat cu articolul 2 din legea numărul 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă acolo unde este posibil. Articolul 11. Am aprobat și modelul declarației pe proprie răspundere utilizată la intrarea în țară, model ce face parte din prezenta hotărâre. Articolul 12. La nivel național, autoritățile cu responsabilități în gestionarea riscului manifestat de virus intensifică acțiunile preventive derulate în spațiile publice,
cu aflux de persoane, cum ar fi gări, autogări, stații de metrou, târguri, piețe, etc., în vederea conștientizării populației cu privire la importanța respectării măsurilor de sănătate publică dispuse. Vreau să precizez că această hotărâre a fost votată cu unanimitate de voturi de către toți membrii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. Vă mulțumesc! Înainte de a vă invita să adresați întrebări, vă informez că cele trei persoane care au intrat în ancheta epidemiologică de la guvern, știți că ați dat dimineață știrea cu coronavirusul care e la guvern, au fost testate și la teste au ieșit negativ. Adică nu sunt infectate cu virus, ca să fiți liniștiți, mai ales jurnaliștii care sunt acreditați la guvern, să nu aibă nicio emoție când vor veni la reuniunea guvernului de mâine de la ora 19. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Evident, alături de mine este domnul ministru al transporturilor, care vă stă la dispoziție cu orice fel de lămuriri legat de măsurile luate în domeniul transportului rutier, feroviar și aerian. Doamna ministru Monica Anisie, ministrul educației și cercetării, vă stă la dispoziție cu răspunsuri la întrebări legate de deciziile din domeniul educației. Domnul ministru Costache, la orice întrebări legate de problematica aferentă ministerului pe care îl conduce, direcțiilor de sănătate publică, sigur, în domeniul situațiilor de urgență, domnul secretar de stat Rafael Raed Arafat vă stă la dispoziție. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Bună seara, Liliana Curea, ProTV. O întrebare pe doamna ministru a Educației. Această măsură se referă și la învățământul privat? Inclusiv școlile și grădinițele private vor fi închise? Această măsură se referă la toate unitățile de învățământ preuniversitar, fie de stat, fie învățământ particular. Fac precizarea pentru toată lumea. Este vorba de unitățile de învățământ preșcolar, adică grădinițe, primar, gimnazial, liceal și postliceal. Deci toate unitățile de învățământ preuniversitar. Inclusiv creșele, că nu le-ați enumerat. Vorbim despre unități de învățământ. Domnul ministru Costache, deja avem 4 cazuri în București, 3 în București și un pacient de la Galați internat la Matei Balș. Ce se va întâmpla cu al 5-lea? Pentru că știm că acolo avem 2 rezerve cu câte două paturi. Mulțumesc. Avem tot etajul de terapie intensivă care poate fi mobilizat pentru această situație cu coronavirus. Alexandru Buzică, Radio România Actualități. Ce se va întâmpla cu părinții care nu își duc copiii la școală? Vor trebui să stea cu aceștia în unele cazuri, nu? Cred că vă așteptați la întrebarea asta. Am să vă răspund că știți că a fost o preocupare legată de acest subiect. Măsura nu aplicăm de mâine, măsura o aplicăm de poimine. Măsura se aplică practic doar pentru 8 zile de curs. Am lăsat un timp de adaptare pentru ca părinții să găsească o soluție, fie pe cineva din familie, fie o altă soluție, să aibă grijă de copii în perioadele în care se duc la lucru. De altfel, dacă vedeți că am mai luat o altă măsură, atât timp cât este posibil să efectueze anumite lucrări la domiciliu, atât în privat cât și în sectorul public, să permitem efectuarea acestor lucrări de la domiciliu. E o măsură oarecum coroborată și cu această decizie de suspendare a cursurilor în învățământul preuniversitar pentru a da o posibilitate suplimentară celor care într-adevăr pot să efectueze lucrări, să-și realizeze atribuțiile de serviciu o perioadă la domiciliu, să poată să facă lucrul acesta.
În ceea ce privește, Claudia Costaniș de la știrile Canal D, în ceea ce privește transportul rutier și feroviar, ce se va întâmpla? Ați spus că se vor închide granițele înspre și dinspre Italia, dar în același timp... Am zis că se vor închide granițele. Nu, nu. Deci, în continuare... Am zis să asigurăm luarea deciziilor corecte privitor la cei care vin din Italia sau din alte țări sau zone unde este foarte răspândită epidemia. Decizia corectă este aceea fie de intrare în carantină instituționalizată, aici, repet, avem 4500 de locuri de carantină instituționalizată care sunt pregătite de județe, de raportate de comitetele de situații de urgență la nivel județean și de prefecți. De asemenea, decidem corect care sunt persoanele care trebuie să intre în izolare la domiciliu. Acest lucru, evident, pentru persoanele. Avem transportul aerian. Transportul aerian, practic, am suspendat cursurile. Deci nu se vor suspenda zborurile pe o curse, perioadă. Au fost suspendate zborurile dinspre... Nu, mă refer la cele rutiere și feroviare. La cele rutiere nu pot fi suspendate, pentru că noi nu putem legal să interzicem intrarea în țara unui cetățean român. Nu avem niciun fel de bază legală. De altfel, nu avem bază legală nici pentru cetățenii europeni să interzicem intrarea în țară, decât că în cazul în care vin din zone cu răspândire foarte mare, intră în carantină sau în izolare la domiciliu, în funcție de cât de răspândit este virusul în zonele de proveniență. Iar acest lucru se va face prin... Da, domnul ministru al transporturilor vă poate da detalii. Dacă îmi permiteți, nicăieri în hotărâre nu scrie că închidem granițele, ca să ne fie foarte clar. Și ca să aduc... o explicație la afirmația mea și un răspuns la întrebarea dumneavoastră. După cum știți, transportul cu autocarul și sau autobuzul pe servicii regulate, respectiv servicii de tranzit, în acest moment se prezintă în felul următor. Pe servicii regulate, România, Italia, România, sunt 66 de linii operate de 91 de operatori sau subcontractori. Asta în raport cu Uniunea Europeană, total servicii regulate autorizate sunt 290 de trasee operate de 274 de operatori. Deci noi în această hotărâre am făcut referire foarte clară la serviciile regulate, la serviciile de tranzit efectuate de către operatori de transport spre Italia și din Italia spre România. Aici v-aș mai da încă un detaliu. Dacă vedeți la punctul 11, s-a aprobat modelul declarației pe care trebuie să o completez, pentru că avem foarte multe intrări și pe mașini particulare. Și există un model de declarație care a fost aprobat. Acest model de declarație cuprinde obligația de a furniza locul de unde s-a îmbarcat, de unde provine, locul unde domiciliază în Italia, pentru a identifica cu precizie ce măsură trebuie instituită în cazul persoanelor care vin din Italia. Aici, evident, e o declarație pe proprie răspundere. În cazul în care nu reflectă adevărul, există responsabilitatea individuală a persoanei care nu declară adevărul, practic este vorba de comiterea unui fals. De asemenea, în cazul în care se refuză completarea acestei declarații, decizia luată seara trecută este de a intra direct în carantină. Acel formular, au declarat ulterior, se va schimba ceva în sensul că vor fi mai... Vor, astfel de formulare vor fi distribuite și la benzinările de dinainte de intrarea în graniță pe toate rutele pe care le avem. De asemenea, vor avea obligația de a formula. Practic, noi am instituit această obligație și cu formularul tip prin această decizie, chiar dacă noi am folosit anterior acest tip de formular, nu era instituită această obligație cu consecințele aferente în cazul completării incorrecte sau refuzului de completare. Și povestea cu autocarul scăpat de la graniță, care a venit fie din Bolonia, autocarul n-a scăpat. Autocarul, până la urmă, toți pasagerii acestui autocar au fost din zona Cluj, au fost izolați la domiciliu. Asta a fost decizia care s-a luat.
Sabrina Preda de la Antena 3. Domnule premier, în primul rând, avem motive să fim îngrijorați în acest moment la cum este situația în România cu 15 persoane infectate, 17 persoane infectate, 5 persoane vindecate, cu stocurile pe care le avem. Nu știm exact ce s-a întâmplat cu dezinfectanții. Eu voi insista cu această întrebare, cu măștile, cele 5 milioane de măști care trebuiau să ajungă încă de la sfârșitul săptămânii trecute. Este România pregătită? Aici a apărut, în privința măștilor, a apărut o interdicție de export, pentru că noi am stabilit o relație contractuală cu o companie din Germania, care nu-i dau nume, a apărut o interdicție de export din Germania, am luat legătura cu autoritățile din Germania pentru a obține acordul pentru a se livra cantitatea respectivă care a fost negociată. Cel mai probabil în cursul zilei de mâine vom obține acordul și vor fi livrate în 3 tranșe aceste măști. În ceea ce privește combinezoanele, urmează să primim probabil în cursul zilei de mâine din Serbia, de asemenea avem achiziții. În ceea ce privește substanțe dezinfectante, avem de asemenea soluții. Domnul Raed Arafat a luat legătura și vă poate explica cu comitetul de la nivel european, pentru că și Comitetul European face achiziții, urmând a fi puse la dispoziție în funcție de solicitări către țările europene. Domnul secretar de stat Arafat, vă rog. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Deci noi am primit o ofertă care este provenită din partea Comisiei Europene, cei care caută și pun la dispoziția țărilor anumite oferte și stocuri. Au fost contactați, au răspuns, suntem în discuții cu ei, dar ca să înțelegeți presiunea, ieri era o cantitate mare, când s-a dat anunțul, o cantitate mare de dezinfectanți. În cursul nopții, până să dăm răspunsul care trebuia dat până la ora 12, în cursul nopții a dispărut toată cantitatea de câteva zeci de tone. Deci că să înțelegeți cât de greu este să găsești stocuri la acest moment. Totuși suntem în legătură cu ei, au în stocuri echipamente de protecție de la combinezoane, la ochelari, la viziere, la măști și așteptăm să vedem cam cât putem să luăm din stocul respectiv. Aici, pe lângă analiza stocurilor existente la nivelul spitalelor și în alte unități, evident că am avut un plan de achiziții care e în curs de realizare. Pe de altă parte, știm că va trebui să continuăm căutarea unor oferte pentru diferite categorii de materiale în timpul în care ne ajung, utilizăm toate materialele, echipamentele, substanțele achiziționate, astfel încât să nu rămânem în penurie. Dar, exact ce v-a spus domnul secretar de stat, să știți că e o perioadă extrem de dificilă, în care trebuie să căutăm practic în toată lumea și prin toate modalitățile posibile de căutare, cu toate instituțiile. Aici am angrenat atașații comerciali care țin de Ministerul Economiei, am angrenat reprezentanții diplomatici în astfel de căutări, am căutat pe toate canalele posibile să identificăm astfel de producători de la care să putem obține, să semnăm contracte de furnizare, chiar și pe o perioadă de timp un pic mai lungă. Și cum ne vom asigura? Da. Sigur, sigur că da. Deci astăzi avem deja o echipă de recepție care este în Serbia pentru primele cantități de combinezoane care au fost contractate prin achizițiile centralizate de la ONAC. Deci va fi pe o perioadă o livrare de aproape un sfert de milion de combinezoane. Asta știm că deja sunt rezervate 9, dacă nu se schimbă nimic, în următoarele 2-3 săptămâni va veni întreaga cantitate, dar prima parte va sosi în țară, sper, în cursul zilei de mâine sau poimine. Cum vom face ca acest control de la vama terestră să fie unul riguros? Pentru că au existat cazuri în care au intrat persoane care au mințit și e foarte simplu să intre aceste persoane infectate în țară. Deci în momentul de față, dacă... Ascultați-mă, în momentul de față, dacă mint... medici epidemiologi... În momentul de față, dacă mint și sunt verificate aceste declarații, evident că noi putem obține informații oricând de la Poliția Italiană, de la Guardia Civilă Italiană, legate de persoanele, mai ales persoanele care considerăm că nu au fost corecte, cinstite în completarea declarațiilor, suportă consecințe penale. E vorba de fals și de uz de fals în această situație. Evident că suntem mobilizați. Poliția de frontieră este mobilizată. Direcțiile de sănătate publică, v-am și spus, a trebuit să mutăm personal din județele din interiorul țării înspre granița de vest, pe unde e intrarea în țară cea mai importantă, astfel încât să asigurăm permanență și mai ales să asigurăm
păstrarea. Adevărul e că nu este foarte simplu să ai contact permanent, să pui întrebări permanente oricărei mașini care vine, oricărui autocar, să vorbești cu fiecare în parte, să verifici declarații. Încercăm să menținem o mobilizare maximă, astfel încât să nu avem cazuri de, cum să spun, de intrare a unui cetățean din Italia cu care să nu știm ce să facem. Sigur că aici nu e 100%, știm întotdeauna că sunt unii care n-au vrut să spună că vin din Italia, sunt unii care au folosit inclusiv rute de zbor o perioadă din Germania sau din aeroporturi din sudul Italiei sau din alte aeroporturi. În momentul de față, odată cu suspendarea curselor aeriene, odată cu suspendarea transportului rutier și feroviar regulat, practic trebuie să ne concentrăm eforturile asupra mașinilor personale, că astea vor fi cele mai multe intrări și aici vom avea grijă să existe foarte multă rigurozitate în furnizarea, în aflarea informațiilor necesare pentru a lua deciziile corecte. Oricum, vă mai spun încă o dată, gândiți-vă că noi avem expunerea de Italia de ceva vreme și dacă vă uitați la ritmul de diagnostice pozitiv, este un ritm care nu este în creștere. Dacă ne uităm în ultimele 5-6 zile, vedem că nu este o creștere. De exemplu, în alte țări, diagnosticele au început să aibă o creștere progresie, geometrică și ulterior au crescut foarte mult. Noi încercăm să ținem fenomenul sub control, apelând la toate mijloacele. Măsura corectă de carantină sau de carantină prin izolare la domiciliu pentru persoanele care au fost în zone cu răspândire a epidemiei, luarea tuturor măsurilor pentru a reduce posibilitatea de transmitere a virusului de către persoane care e posibil să fie contaminate. Evident, n-am formalizat decizia de a o să emitem un nou set de recomandări pentru un comportament cât se poate de preventiv, responsabil și de corect din partea cetățenilor pentru evitarea transmiterii virusului. Adică eu cred că trebuie apelat la responsabilitatea cetățeanului, pentru că într-un fel trebuie responsabilizat că în cazul în care ajunge să fie purtător nedorit, că marea majoritate a celor care eventual au acest virus nu și-au au contactat acest virus fără să știe, trebuie să se comporte responsabil astfel încât să reducă la maxim posibilitatea de a infecta pe alții. Rafaelo Varga, România TV, două întrebări dacă îmi permiteți. Prima pentru doamna ministru Monica Anisie. Aș vrea să vă întreb de ce ați decis să închideți școlile abia de miercuri și nu de mâine și cum vor fi recuperate cursurile. Și o întrebare pentru domnul ministru al Sănătății. Câte paturi avem în aceste momente în țară pentru bolnavii de coronavirus, dar câte paturi avem în special pentru copii și pentru cei care vor necesita și terapie intensivă? Mulțumesc! La prima dumneavoastră întrebare, referitoare la decizia de suspendare a cursurilor de miercuri, cred că deja s-a spus aici. Am luat această decizie, comitetul a luat această decizie, deci nu Ministerul Educației, să facem această precizare că nu Ministerul Educației putea să ia decizia suspendării cursurilor, ci numai Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și s-a luat această hotărâre pentru a lăsa posibilitatea părinților de a găsi soluții pentru a ține elevii acasă, copiii să rămână acasă, cu membrii familiei sau alte soluții. Nu puteam să luăm decizia de astăzi pe mâine și să nu lăsăm o posibilitate părinților de a găsi soluții să nu rămână copiii singuri acasă. Recuperarea cursurilor va fi hotărâtă de-abia după ce vom vedea evoluția situației în care ne aflăm. La Ministerul Educației și Cercetării, astăzi a fost constituit un grup de lucru care a analizat posibilitatea realizării cursurilor și online. Mai am și o întrebare. Cu cei din carantină este mai ușor să-i monitorizăm. Cum vă veți asigura că cei care sunt în izolare la domiciliu respectă măsura? Cine îi va verifica? Cei de la DSP? Veți apela la ajutorul poliției locale? Deci, implicăm poliție, jandarmerie,
poliție locală, angajați ai administrației locale prin responsabilizarea. Se știe că la nivelul localităților există comitete pentru situații de urgență care sunt conduse de primari. Aici primarii au obligația să fie implicați în acest proces. De asemenea, primarii sunt cei care știu dacă o persoană izolată la domiciliu, o familie, are ce-i trebuie sau nu are ce-i trebuie, dacă are o persoană care să facă aprovizionare. Aici am spus foarte clar că noi avem resurse care le punem la dispoziție pentru a se asigura fie de către autoritățile locale, deși mă normal, fie de către serviciile publice de asistență socială de la nivel județean, tot ceea ce este necesar pentru familiile izolate și, evident, vom aplica foarte drastic toate sancțiunile pentru nerespectarea izolării la domiciliu. De altfel, s-au și dat amenzi și vor continua să se dea amenzi și chiar le-am solicitat prefecților să și facă popularizarea acestor amenzi în momentul în care cineva încalcă decizia de izolare la domiciliu. Așa că și o întrebare pentru domnul ministru al Sănătății, trebuie să vă răspundă legat de numărul de paturi pentru tratare. În funcție de evoluția acestei infecții virale s-au descris 4 scenarii epidemiologice la nivel mondial și la nivel european. Noi suntem în scenariul 1 în care avem sub 20 de pacienți. Urmează scenariul 2 în care sunt 20 și 100, scenariul 3 între 100 și 1000 și scenariul 4 peste 1000 de pacienți. Evident, în scenariul 1, scenariul 2 nu se pune problema să avem deficit de locuri de terapie intensivă, de asemenea trebuie să țineți cont că din 100 de pacienți, astea sunt statisticile și studiile multicentrice care s-au făcut în China, cam undeva între 12 și 14% din pacienți au nevoie de terapie intensivă. România în acest moment în aproximativ 2000 de locuri de terapie intensivă. Deci, deocamdată, în primele scenarii nu avem astfel de probleme. Evident, în funcție de evoluția, de tipul de trend care îl va avea această infecție virală pe teritoriul României, declanșăm planul ulterior de măsuri la nivel sanitar. Dar în teleconferința care am avut-o astăzi la inițiativa premierului Netanyahu, premierul Conte a și explicat că s-a pus întrebarea cum sunt cazurile tratate. Cazurile tratate sunt 50-55% la domiciliu, 30-35% în secții și doar 10% în terapie intensivă. Evident, noi nu trebuie să numărăm numai paturile, trebuie să vedem capacitatea de a disponibiliza paturi, adică câte paturi pot fi disponibilizate la terapie intensivă. Din punct de vedere al numărului stăm bine, dar trebuie să vedem capacitatea de a disponibiliza paturile de la terapie intensivă sau din alte secții, astfel încât să putem asigura, în cazul în care există îmbolnăviri, tratamentul în spital. Radio România Actualități, o ultimă întrebare pentru doamna ministru. În această perioadă se fac înscrierile pentru clasa pregătitoare și totodată nu ne-ați spus ce măsuri se vor lua în cadrul învățământului preuniversitar. Universitar. Da. Măsura pentru învățământul preuniversitar a fost deja luată, da? Iar în ceea ce privește învățământul universitar, după cum bine cunoașteți, este vorba de autonomie universitară. Am transmis deja către universități o notă prin care le-am solicitat să anunțe Ministerul Educației și Cercetării în momentul în care iau decizia suspendării cursurilor în cadrul Senatului Universităților. Deci, fiind vorba de autonomie universitară, decizia se ia de către universitate. Deja cunoașteți că există cazuri în care universitățile au luat măsura suspendării cursurilor. Referitor la clasa pregătitoare, înscrierile continuă, înscrierile se fac online în acest moment. Vom lua măsurile în așa fel încât, dacă este necesar, vom prelungi calendarul.
Emma Schwellinger, Antena 1. Am câteva întrebări pentru Ministrul Sănătății. Domnule Ministru, vă rog să ne dați mai multe detalii despre ultimele două cazuri confirmate în această seară. Unde sunt acum pacienții? De unde au venit? Dacă au avut legătură cu alți români confirmați cu noul coronavirus? Vedeți, dumneavoastră, și evoluția și istoricul celor doi pacienți confirmă încă o dată justețea măsurilor luate de către echipa Orban. Ambii pacienți au venit din Italia. Este vorba de o doamnă de 72 de ani din Buzău, care s-a întors pe în jur date de 2 martie, iar celălalt un bărbat din București, de aproximativ 60 de ani, care s-a întors la sfârșitul lunii de februarie. Pacienta din Buzău este în drum spre Matei Balș, iar cel din București este spitalizat la Gerota. Și va rămâne acolo? Decizia o vor lua colectivul de medici de acolo cu cei de la Spitalul de Boli Infecțioase. Ambii erau izolați la domiciliu sau? Era cel din care este internat la Gerota, era deja internat la Gerota și venea din izolare la domiciliu. Prima pacientă din Buzău nu era în izolare la domiciliu, deoarece venise din zona Rimini, zona care nu era la vremea în care s-a întors în carantină. Vreau să vă întreb dacă luați în calcul, dacă aveți de gând să sistați internările pentru patologia non-urgentă. Evident, cum i-am răspuns domnului Varga, avem un plan de măsuri care vor fi luate în funcție de evoluția liniară sau nu a cazurilor de coronavirus în România și este una din măsurile evidente de management al patului la nivel spitalicesc care va fi luat. Zilele trecute, secretarul de stat Nelu Tătaru spunea că 10% din paturile de terapie intensivă ar urma să fie folosite, sau mă rog, ar trebui să fie folosite, nu știu, să fie rezervate pentru astfel de cazuri. Ce s-a mai întâmplat de la acea declarație și până astăzi? Pentru că știm foarte bine cât de greu este să găsim în acest moment un loc liber într-o secție de terapie intensivă. Da, știți foarte bine că sunt foarte mulți pacienți cu patologii complexe în România și de aceea aceste măsuri vor fi luate în funcție de creșterea numărului cu astfel de infecții în România. Bună seara, Carla Tănasie, Digi24. Am câteva întrebări pentru doamna ministru Anisie și două întrebări pentru domnul ministru Costache. Pentru doamna Anisie, spuneți-ne, principala întrebare a părinților în acest moment este ce se va întâmpla cu after school-urile în perioada în care școlile vor fi închise, vor sta și profesorii acasă. Și trei, știm că pe 23 martie ar trebui să înceapă simulările pentru clasa 8-a și a 12-a. Ce se va întâmpla? Referitor la after school, noi am luat acum decizia doar suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar. After school-ul nu face parte din categoria unității de învățământ. În ceea ce privește simularea, la momentul acesta, fiind vorba de suspendarea cursurilor, vom analiza la nivelul Ministerului Educației și Cercetării amânarea și a simulărilor atât pentru evaluare națională, cât și pentru bacalaureat. Deci s-a luat această decizie, ca să-i spunem așa, în cadrul Ministerului Educației de a analiza zilele acestea posibilitatea de a amâna simulările. Deci părinții își vor putea duce copiii la after school? Da? Poftim? Copiii vor putea fi duși la after school? Asta este decizia părinților. Nu putem noi să închidem, să luăm această măsură de a suspenda și activitatea din cadrul after school-urilor, pentru că nu sunt în subordinea Ministerului Educației și Cercetării. Vor rămâne și profesorii acasă? În această perioadă, colegii mei profesori vor fi solicitați de către Ministerul Educației și Cercetării dacă luăm măsura de a realiza cursuri online. Deci vor fi solicitați de a
ține și cursuri online. Activitățile extrașcolare? Activitățile extrașcolare, am transmis deja de 2 săptămâni o notă în teritoriu prin care am solicitat unităților de învățământ să limiteze activitățile extrașcolare. Și dacă acum sunt unitățile de învățământ preuniversitar cu aceste cursuri suspendate, nu văd cum s-ar putea desfășura activități extrașcolare. Mulțumesc! Recomandarea noastră este să-i țină părinții pe copii cât mai mult acasă. Dar dacă părinții aleg să îi ducă în spații publice, este alegerea părinților. Nu Ministerul Educației poate să ia măsura interzicerii expunerii copiilor în spațiile publice. Ba da, răspunsul la această întrebare. Domnul... Pentru domnul Costache, știm că principala problemă din terapiile intensive este lipsa aparatelor de ventilat. Achiziționăm aparate de ventilat? Știți foarte bine, se achiziționează un număr important de ventilatoare prin ONAC și de asemenea avem un buget prevăzut în acest sens pe bugetul Ministerului Sănătății. Câte? De asemenea, câte avem prin ONAC? Deci la ONAC este vorba de aparate de ventilație, monitoare, injectomate, care urmează să fie achiziționate. O parte deja s-a finalizat procedura lor și sunt în curs de achiziționare și vorba este de 200 de seturi la acest moment, care poate fi suplimentate pentru a crea un număr suplimentar de paturi de terapie intensivă. Și de asemenea vreau să revin la întrebarea doamnei Preda și vreau să asigur că în acest moment avem la Ministerul Sănătății avem stocuri suficiente de măști, de combinezoane și de biocide. Dacă nu mai aveți întrebări, mai aveți una. Știm că până acum am vorbit de fapt chiar că au fost decese la persoane în vârstă. Ați fost la Bruxelles, ați avut discuții, s-a schimbat ceva în acest sens? Nu s-a schimbat. Am vorbit de pacienții care sunt infectați în România. Avem și 5 vindecați și specialiștii noștri au folosit un medicament, 2 retrovirare, care sunt folosite în infecțiile cu HIV, cu rezultate foarte bune. Ultimele întrebări, da? Pentru domnul ministru Costache, o primă întrebare, referitor la scenariile evoluției cazurilor de îmbolnăvire. Presupun că sunteți la curent, în presa americană au apărut informații potrivit cărora la un webinar al American Hospital Association, scenariul cel mai optimist care s-a discutat a fost 30% cazuri de îmbolnăvire în rândul populației, 5% spitalizare. Nu s-a dat într-adevăr un frame de timp. Dacă am transpune la scara României, ar veni 5 milioane, jur de 5 milioane de persoane infectate, 250.000 în scenariu optimist care să necesite spitalizare. Ce știți despre aceste cifre? Care este cel mai realist scenariu cu privire la evoluția cazurilor în România și care este cel mai rău scenariu pe care l-ați luat în calcul? Sunt foarte multe scenarii care se iau în calcul. Scenariul care mi este important să ne concentrăm pe el. Ați văzut China, care a luat niște măsuri severe și restrictive, după care ne-am inspirat, a reușit să stopeze evoluția acestei epidemii. Și referitor la măsuri, de ce s-au luat? Italia a declarat stare de urgență de pe 24 februarie, situația din China se cunoștea, deci nu s-au luat mai repede măsuri restrictive? În România, precum sistarea zborurilor, măsuri care s-au anunțat ieri. Am fost printre primele țări din Europa care au luat astfel de măsuri și primele care au luat măsuri atât de restrictive. Aici dați-mi voie să vă dau răspunsul la această întrebare. Noi chiar am fost aspru criticați pentru severitatea măsurilor care le-am luat. Vă readuc aminte că am luat decizia de introducere în carantină, de izolare la domiciliu, de efectuare de controle și alte măsuri aferente în condițiile în care nu s-au luat astfel de măsuri în alte țări. Și gândiți-vă că Italia e al doilea partener comercial al României și evident că toate măsurile pe care le-am luat au trebuit să țină cont de
situația reală și de amenințarea existentă, de riscurile existente. Deci noi am luat gradual măsuri în funcție de evoluție. Uitați-vă la evoluție. Aduceți-vă aminte, pe 21 februarie, dacă mi-aduc aminte, erau 6 cazuri în Italia. Și acum noi sunt 7.000, să luăm, aproape 7.500. Noi a trebuit să luăm măsuri în funcție și de evoluție și ținând cont în mod evident și de măsurile posibile care să nu facă. Deci la ora actuală cred că sunt 4 sau 5 țări europene care au luat decizia suspendării zborurilor aeriene spre Italia și dinspre Italia. Pentru domnul Rafa, dacă se poate, câte izolete avem și cum se dezinfectează acestea pentru transportul următorului pacient? Fiecare județ are o izoletă, cu foarte mici excepții, poate 2 sau 3 județe care sunt deservite de județele limitrofe. Ieri, ca să vedeți că urmărim lucrurile, ieri am avut o defecțiune la izoleta din București, a fost adusă alta din alt județ. Se dezinfectează după fiecare caz, durează dezinfectarea izoletei aproximativ o oră jumate, 2 ore, până ce poate fi folosită pentru alt caz, motiv pentru care, când apar 2-3 cazuri care necesită folosirea ei, există posibilitatea că persoana să aștepte pentru că nu este în stare critică și să fie preluată la diferența de 2 ore, 3 ore, dacă necesită izoletă. Și există acum în procesul de achiziții, încercăm să aducem, să dublăm sau să triplăm numărul izoletelor chiar în următoarea perioadă, dacă vom reuși să găsim un furnizor și care să le livreze foarte rapid. Deci asta este condiția. În fine, ultima întrebare. Pentru domnul Bode, dacă se poate, aglomerațiile de la metrou, domnule Bode, știm cu toți că în orele de vârf sunt mulți oameni în stațiile de metrou. Ce va face Metrorex în plus față de dezinfectarea butoanelor și barelor de care se țin călătorii? Care vor fi timpii de așteptare în perioadele de vârf, dacă aveți o astfel de informare? Mulțumesc. Da, știm cu toții că zilnic în București circulă peste 600.000 de cetățeni cu metroul. Cunoașteți măsurile pe care le-am luat imediat, le-ați enunțat și dumneavoastră aici. Astăzi, când vorbim, circulăm cu toată flota, avem 63 de trenuri în circulație din 63 disponibile, avem 2 trenuri în rezervă caldă care pot interveni în orice moment dacă se defectează unul din cele 63. Timpii de așteptare în acest moment sunt reduși la minimul posibil, vorbim de 2 minute, 3 minute, 4 minute. Am suplimentat conducătorii de tren pentru a reduce la minim timpii de întoarcere la capăt de linie. Dezinfectăm la sfârșitul programului, odată la 24 de ore, la 12 ore, intervenim și dezinfectăm trenurile și sigur, în măsura în care o parte din trenuri merg la revizie, realizăm această operațiune de dezinfecție și acolo. Deci toate aceste măsuri le-am luat încă în urmă cu 3 săptămâni, iar astăzi circulăm cu toată flota, 63 de trenuri din 63 și timpii de așteptare reduși la minim 2 minute. Vă mulțumim, bună seara!